Aoleo, ce făcuși, neasorine? Golănasule, ți-ai făcut golănasule? Sorin Ovidiu Vântu condamnat la 8 ani de închisoare cu executare. Judecătorii au dispus și confiscarea a 13 milioane de dolari. Dolari, auziți? Vântu e pe modă veche, așa, mă. Bine că nu i-au confiscat și niște mărși germane. Judecătorii Curții de Apel București au mai hotărât, prin decizia definitivă pronunțată astăzi, să confiște de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu aproximativ 13 milioane de dolari. Reprezintă suma pe care acuzau procurorii în 2012, atunci când l-au trimis pe omul de afaceri în judecată, ar fi spălat-o. Deci 8 ani și 13 milioane de dolari pentru celebra afacere FNI. E deja a treia condamnare definitivă a lui Vântu. De altfel, el este la închisoare pentru că execută o pedeapsă primită în alt dosar. Dar mai potolește-te, neasorine, las-o încolo, nu știu, vorbește tată și tu cu statul ăsta, spune că, bă, gata, te-ai întărit destul, cheamă-l într-o zi la vorbitor, explică, îl convingi tu. Adică acest raport este un raport inegal între un stat slab și niște oameni de afaceri foarte puternici. Întăriți-vă statul, domnilor. Păi asta și încercăm, să știți. Asta și încercăm. Deși, nea, Sorine, mă tem că n-ai cu cine să mai vorbești, nu? Nu vezi ce viteză și-a luat statul ăsta al nostru, da? E conștiincios tare acum, nu ca pe vremea lui Matale, da? L-a lovit hărnicia, a ajuns cu dosarele în anii 90, mai are puțin și începe cu anchete din anii 80. Nu zic că e rău, Doamne ferește, e foarte târziu, mă, asta mă enervează. Dacă se mișca și statul ăsta mai cu talent la timp, eram departe acum, altfel vorbeam noi în momentul ăsta. Cine știe, tată, poate eram prin Scandinavia, poate ne băteam pe burtă cu elvețienii, vorbeam și noi nemțește. Da, na, dacă justiția s-a hotărât să înceapă și ea să-și facă treaba după 25 de ani de frecamenta, așa ne trebuie.